18, domnilor, domnilor, bună seara! Bună seara, sunteți live! Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt din nou uriașe. Din păcate, vorbim din nou despre riscul unui război de proporții cum nu s-au mai văzut. Protagoniștii sunt cei pe care îi știți. Israelul, susținut de Statele Unite pe de o parte, și Iranul, care nu mai poate fi neglijat. Cât de mare e riscul unui conflict care să înghită întreaga regiune, cu efecte devastatoare pentru lumea întreagă, inclusiv pentru România, vă explicăm imediat. De altfel, riscul de război determină multe state din vestul și centrul Europei să se întărească pe partea de apărare. În state precum Germania se vorbește de revenirea la stagiul militar obligatoriu. În România, președintele Klaus Iohannis a cerut mai mulți soldați, dar voluntari. Tocmai de aceea v-am întrebat pe dumneavoastră, telespectatorii Digi24, ce credeți despre o eventuală reintroducere a armatei obligatorii? Am primit enorm de multe răspunsuri, le puteți vedea live în următoarele 2 ore și vă mulțumim pentru răspunsurile trimise. Vom și vorbi cu cineva dintre dumneavoastră, colegii noștri vor selecta pe unul dintre telespectatorii și cititorii Digi24.ro pentru a intra în dialog live aici cu noi. Și ne uităm cu atenție la campania electorală de la noi, cu toate surprizele surprinse de sondajele Atlas Intelligence la comanda Digi24. Vorbim și de prezidențiabil și de primăria capitalei. Tocmai de aceea l-am invitat pe încă primarul în funcție. Nicușor Dan va fi live aici în a doua parte a emisiunii. Suntem Robert Chis și Alexandru Rotaru. Iar dumneavoastră, ca în fiecare vineri seară, sunteți live. Suntem în regim live, spuneam, avem vești de ultim moment cu privire la situația extrem de tensionată din Orientul Mijlociu. Casa Albă tocmai a anunțat că amenințările Teheranului sunt, citez, reale și credibile. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Asta nu știm și nici nu vor să ne spună oficialii administrației Biden. Știm, în schimb, că sunt notificări de ultimă oră. E prima reacție de la cel mai înalt nivel al Statelor Unite ale Americii. Postul american CBS citează surse guvernamentale potrivit cărora Teheranul ar putea lansa chiar astăzi peste 100 de drone și zeci de rachete către teritoriul israelian. Am văzut cât de distrugătoare sunt acele drone. Din păcate, bună parte din ele au fost trimise de ruși către Ucraina, către granițele României, au căzut și pe teritoriul României. Tocmai de aceea ne gândim la care ar putea fi impactul extrem de devastator al acestora. De partea cealaltă, izraelienii se declară pregătiți pentru cel mai rău scenariu. Guvernul Netanyahu a spus acest lucru. Ne răniți, vă rănim, a spus însuși premierul izraelian. El și generalii săi spun că Israelul este pregătit pentru orice scenariu. Tocmai de aceea ne uităm cu extrem de multă atenție la situația de acolo. Sunt încă foarte mulți români care trăiesc în Israel. Ne preocupă direct. Știți legăturile istorice dintre România și statul din Orientul Mijlociu. Alături de noi, pentru informații de ultimă oră, este colegul nostru, coordonatorul Departamentului de Externe din cadrul Digi24, Andrei Negusiu, care îi mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumesc și pentru invitație. Andrei, ce vești avem acum? Pentru că știm, urmărești minut de minut ce se întâmplă acolo și nu doar tu faci acest lucru. Toți oamenii se uită în acest moment către Orientul Mijlociu. Toate marile publicații internaționale au avut deschidere de pagină astăzi acest eveniment. Vedem cum în ultima jumătate de oră au apărut tot felul de informații care nu fac decât să sporească senzația iminenței acestui atac. Sigur, nu știm amploarea lui, dar, pe de o parte, Casa Albă, așa cum ați zis și voi, a anunțat
prin purtătorul său de cuvânt că amenințările sunt reale și credibile și că președintele Joe Biden este informat non-stop. Au avut mai multe sesiuni de informare, probabil pe măsură ce și datele strânse de serviciile secrete americane se acumulează. În același timp aflăm că premierul israelian Netanyahu se întâlnește într-o ședință de urgență cu șefii armatei, generalii, ceea ce, exact cum spuneam, indică această iminență. Și am aflat de asemenea în urmă cu puțin timp că toate trupele americane din Orientul Mijlociu, din baze, de pe nave, sunt în stare de alertă. Ce ne spune acest lucru? Că de fapt atât Israelul cât și Statele Unite se tem că atacul poate să nu vizeze chiar teritoriul israelian în sine, dar fie reprezentanțe diplomatice, fie, iată, alte zone de interes, inclusiv poate baze americane. Știm că au mai fost sub focul teroriștilor, dar iată, dacă Iranul își va asuma... Iran. Exact, dar dacă acest atac ar viza direct o bază americană și ar veni direct din Iran, sigur ar fi o escaladare pe care nu o dorește nimeni. Din toate informațiile pe care le avem până acum, Andrei, vedem posibil mai degrabă un atac de pe teritoriul Iranului sau folosirea unor proxy, cum am tot văzut în ultima perioadă? Ei, aceasta este marea întrebare și în același timp marea temere, pentru că sunt informații că Iranul ar putea lansa de pe teritoriul său. Ori asta ar schimba foarte mult dinamica. O să te rugăm dacă poți să ne arăți la hartă mai exact. Sigur. Care este proximitatea pericolului, care este dimensiunea impactului pe care ar putea să-l aibă un asemenea atac? După cum vedem pe hartă, avem pe de-o parte Iranul, pe de-o parte Israelul. Evident le despart mai multe țări. Dacă ar fi un atac direct din Iran către Israel, evident că asta s-ar întâmpla peste spațiul aerian al Irakului, Iordaniei, Siriei, da, în principiu, dar trebuie să ne gândim că, de exemplu, Iranul are nave în Marea Roșie și în Golful Aden. Știm că le-a deplasat exact când și coaliția occidentală deplasase nave contra Houthi în Yemen. Și de pe nave se pot lansa rachete sau drone, da? Deci iată că putem să ne așteptăm la orice, poate de aceea și alerta americană pentru trupele și navele din toată această zonă. Dacă poți să aprofundezi mai mult, Andrei, de hartă, tocmai pentru a indica exact regiunile despre care vorbești. În primul rând că vorbim de Mediterana, estul Mediteranei, Marea Roșie, Golful Aden și Golful Persic, da? Sunt zone în care operează marina iraniană. Știm că au fost atacuri ale Houthi către Israel. Chiar și zilele trecute, israelienii au doborât un aparat neidentificat. Sigur că dacă, de exemplu, există nave de război iraniene în Marea Roșie, este foarte ușor să lanseze rachete către teritoriul israelian. De ce, israelian. Andrei? Care este premiza acestei escaladări fără precedent? De ce iranienii acum sunt foarte furioși pentru că și-au pierdut acei generali din Quds, da, general care țineau legătura cu Siria, cu Hezbollah din Iran și cu alte grupări proxy, ca Hamas sau Houthi, și vor simt nevoia să arate, în primul rând pentru publicul intern, dar și în zona regională, să arate faptul că pot lovi. Pentru că unii experți, de exemplu, spuneau că atacul atribuit Israelului la acel consulat din Damasc ar fi fost menit să arate faptul că de iranieni numai gura. Nu sunt în stare să și riposeze cu adevărat. E o expresie tigrul de hârtie. Da? Mai mult face zgomot decât să reacționeze. Ori acum iranienii se simt cumva obligați să facă acest lucru. Problema este dacă prin asta vor escalada sau vor găsi un atac echivalent. Mulțumim tare mult, Andrei Negusiu, coordonatorul Departamentului pentru Externe. Îți mulțumim și suntem convinși că vei reveni cu detalii de îndată ce apar. Așadar, toți ochii sunt pe acea zonă. Mulțumim tare mult pentru informații. Urmărim în continuare minut cu minut ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, însă haideți să vedem de la ce a pornit până la urmă furia iranienilor. Așadar, vă spuneam, sunt imaginile de la care a pornit această tensiune fără precedent. E momentul în care israelienii lovesc chirurgical un sediu diplomatic. Este un moment covârșitor din punct de vedere a importanței, tocmai pentru că vorbim de o depășire a limitelor războiului.
Sigur, astfel de lovituri am văzut. Nu este pentru prima dată când Iranul primește o astfel de lovitură din partea Israelului, însă de această dată, iată, vorbim cu adevărat de o escaladare a acestui conflict din Orientul Mijlociu, ținând cont de toate informațiile, în principal cele care vin de peste ocean, și anume faptul că este iminent un atac asupra Israelului. Tocmai de aceea alături de noi este domnul Dragoș Mateescu, este coordonator în cadrul Institutului Diplomatic Român. Bună seara, domnule Mateescu, vă mulțumim pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Cunoașteți extrem de bine zona respectivă, știți ce se întâmplă acolo, urmăriți îndeaproape evenimentele de acolo. Vă rugăm să ne explicați o imagine, sau să ne dați, mai bine spus, o imagine de ansamblu. Ce ar putea însemna declanșarea unei beligeranțe oficiale? Pentru că orice rachetă lansată de pe teritoriul Iranului către Israel, conform cutumei și dreptului internațional, înseamnă o declarație de război. Ar însemna costuri politice enorme și atât de mari încât nu cred că se va ajunge la așa ceva. Mai degrabă cred că va fi o lovitură prin proxy, prin mediată, fie de Hezbollah, fie de Hamas, fie de ambele, în regiuni diferite. Nici armata israeliană nu poate să se împartă în toate părțile posibil amenințate. Deja în zona Rafah și în nord, da, în Liban. Și tot așa, la fel de bine, poate să fie un atac asupra unei ambasade israeliene, de oriunde din lume. Acolo unde Iranul se poate desfășura și are deja probabil agenții săi. Orice este posibil, dar nu cred că vom putea vedea rachete venind de pe teritoriul iranian înspre Israel, pentru că, repet, asta ar însemna un război, iar un război presupune costuri la ora actuală pe care nici Iranul nu și le poate permite. Credeți că este și motivul pentru care, de la momentul în care Statele Unite ale Americii spuneau că este iminent un atac, au mai trecut câteva zile? Astăzi, de exemplu, The Wall Street Journal publica un amplu material în care spunea că Ayatollahul are pe masă planurile de război, însă încă nu a fost luată o decizie. Se planifică, bineînțeles, cu mult timp înainte. Aici este vorba despre orgoliu, de fapt, pentru că mentalitatea aceasta a părților beligerante în Orientul Mijlociu este că o lovitură, cum a reușit Israelul, sau cum a realizat Israelul, este și pentru a arăta Iranul că nu este capabil să își protejeze consulatul, să își protejeze oamenii. Iranul, ca să-și spele rușinea acum, trebuie să răspundă cu aceeași monedă. De asta zic că ar putea fi, de fapt, un atac și asupra unei ambasade israeliene. Dar nu cred că, sau mai bine zis, reușesc iranienii să facă așa ceva, dar fără să plătească, să ajungă la costuri mari, e foarte dificil și cred că nu se va... Adică nu e o chestiune de timp, de rapiditate, de... ei trebuie să planifice foarte bine. Cu toate acestea avem acele elemente cumva omniprezente înainte de un conflict, adică avertizările din partea statelor cu cele mai bune servicii secrete, SUA și alte state au anunțat deja ambasadele și au cerut cetățenilor săi să nu mai meargă către acea zonă. Cumva sunt elemente pe care le-am văzut de fiecare dată înaintea izbucnirii unui conflict mare, oriunde pe glob. Da, pentru că personalul diplomatic este cel mai expus. La fel ca și dumneavoastră, jurnaliștii, care aveți cele mai mari victime, cel mai mare număr de victime, la fel și diplomații, sunt expuși oriunde în lumea actuală. Rapoartele de intelligence, de informații, indică iminență. Însă, răsnesc să mă repet, iminență în sensul că va fi un atac. Dar când anume va fi acel atac și unde anume va fi acel atac, nu ni se poate spune nouă, publicului larg. Da. Pentru că e vorba și de pregătirea răspunsului. Răspunsul Israelului, dacă, de exemplu, atacul va fi prin proxy sau dacă va fi un atac nu pe teritoriul Israelului, va fi la fel de dur așa cum anunță israelienii, că vor riposta inclusiv cu lovirea unor situri nucleare iraniene? Este posibil și din cauza aceasta vorbim de costuri. Iranul trebuie să-și calculeze foarte bine pașii următori. Nu cred că Israelul își poate permite la ora actuală, având în vedere că este practic în război, își poate permite să meargă cu jumătăți de măsură, din punct de vedere politic, în primul rând, și în afară de asta a făcut deja o mulțime de acțiuni și de greșeli
și de ce nu să mai facă încă alte acțiuni de ripostă în cazul acesta, dacă atacă Irakul. Costul politic pentru Israel nu este totuși atât de mare. Pentru Netanyahu poate fi mare, dar pentru Israel depinde. Ce înseamnă nu doar pentru regiune, ce înseamnă pentru întreg globul pământesc până la urmă, dacă un astfel de conflict pornește oficial direct între cele două țări, Israelul pe de-o parte susținut de Statele Unite ale Americii, Iranul cu partenerii săi din regiune? Da, păi se adaugă la complicațiile care există deja în regiune, să nu uităm problema Houthi, ar întinde mult prea mult logistica iraniană și de asta nu cred că se va ajunge la asta, deși costurile logistice vor fi mari, dar bineînțeles că s-ar putea lega și de conflictul din, mă rog, agresiunea rusească. Foarte bună această remarcă, domnule Mataescu, pentru că există extrem de mulți experți la nivel internațional care vorbesc despre cât de mult ar însemna și pentru SUA acest lucru, pentru că acum, chiar dacă sunt într-o zonă de impas cei din Congresul American în ceea ce privește ajutorul militar pentru Ucraina, se face o consumare extrem de mare de energie, bani și forțe pentru a ajuta Ucraina. Tocmai de aceea vă propunem să ne îndreptăm atenția către ce se întâmplă aici, lângă noi. Asta pentru că soarta războiului din Ucraina ar putea fi decisă în următoarele două luni, potrivit Bloomberg. Următoarele săptămâni vor fi cele mai dificile pentru armata ucraineană, rămasă de peste jumătate de an fără ajutor militar din partea Statelor Unite. O victorie a rușilor în Ucraina amenință întreaga Europa, dar și NATO. Aceasta este realitatea pe care trebuie să o privim dur, rece și franc. Dincolo de vorbele lui Vladimir Putin și ale lui Alexandru Lukashenko, care susțin că nu au avut niciodată în plan să cucerească Europa în următorii ani. Кричать, Лукашенко с Путиным завтра Европу захватит. Никогда не обсуждали таких планов, что мы кого-то хотим захватить. Своих проблем хватает, еще не хватало кого-то. Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и все. И свою несостоятельность. Владимир Путин и Александр Лукашенко le râd în fața aliaților NATO și neagă că ar plănui cucerirea Europei în următorii ani. Asta deși informațiile obținute de serviciile secrete occidentale demonstrează opusul. În discuția de 4 ore cu aliatul său, Putin a dat și o nouă dovadă de cinism, deghizat într-o așa zisă empatie. Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. А и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, а это демилитаризация. Pentru ucraineni, victoria pare din ce în ce mai departe, iar următoarele două luni ar putea decide soarta războiului. Lipsa de oameni și muniție face aproape imposibil ca militarii ucraineni să reziste fără ajutor din Statele Unite, care întârzie de peste 6 luni. În aceste condiții, comandantul forțelor NATO în Europa a avertizat Congresul American că trupele ruse sunt în prezent mai mari decât la începutul invaziei. And it's important to note that Russia shows no signs of stopping. Nor does Russia intend to stop with Ukraine. Russia presents to us a chronic threat. USUCOM has responded to this threat by enhancing our deterrence posture across Europe. We've strengthened our eastern flank with rotational force deployments. Alianța Nord-Atlantică elaborează noi planuri pentru a se apăra în cazul unui atac rusesc. De aceea trebuie să se asigure că are suficienți militari, a avertizat anterior amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar al NATO. Între timp, Marea Britanie ar putea trimite în Ucraina un laser militar de ultimă generație. Laserul Dragonfire este menit să doboare dronele rusești și ar trebui să fie gata de livrare până în 2027.
Zi de zi, rușii atacă în Ucraina cu drone și cu rachete balistice. Sunt momente grele pentru ucraineni, pentru că este atacată infrastructura critică, infrastructura energetică. Ieri a avut loc unul dintre aceste atacuri, un atac extrem de agresiv al Federației Ruse. A fost distrusă una dintre cele mai mari centrale termoenergetice de lângă Kiev, una dintre cele mai mari centrale din Ucraina. Am văzut aceste imagini. Mergem acum la colegul meu, Alexandru Rotaru, pentru a ne arăta pe hartă exact cum s-au desfășurat aceste lovituri ale rușilor, unele dintre ele ajunse chiar în vestul Ucrainei. Este un moment altul critic pentru Ucraina și acest lucru este extrem de concludent dacă e să privim această hartă. Este harta atacurilor rusești din seara trecută. Sunt mai multe lansări de rachete, drone și rachete strategice, din avioanele strategice ale rușilor, din zona Crimeei, din zona Belgorodului și chiar din estul îndepărtat al Federației Ruse. Vedem aici, spre exemplu, rachetele semnalate cu roșu pe hartă. Acestea sunt rachete lansate din avioanele strategice Tu-95. Distanța pe care o parcurg ele pe teritoriul ucrainean este una covârșitoare de mii de kilometri. Acest lucru ne indică un singur fapt, alarmant de altfel. Ucrainenii nu își mai pot apăra cerul aproape deloc. Mai mult decât atât, dacă e să ne uităm la aceste culori aici, sunt drone. Sunt drone tip Shahed, care, știți, pot fi doborite extrem de ușor. Acestea au fost lansate din regiunea Rostov-pe-Don-Krasnodar, de pe teritoriul Federației Ruse. Gândiți-vă că dronele respective, care nu zboară la o altitudine foarte mare sau cu o viteză foarte mare, drone pe care le-am văzut, în păcate, căzute și pe teritoriul României, au reușit să străbată teritoriul ucrainean din sud-est către nord-vest. Adică dronele Shahed au ajuns inclusiv până aici, în zona umană, sau au ajuns chiar și mai departe aici, în zona Liov. Liovul este cel mai vestic, important oraș ucrainean. Este extrem de important în circuitul de aprovizionare. Aici, către Liov, sunt aduse trenurile cu armament, cu echipament și cu ajutor, inclusiv umanitar, dat de către țările vest-europene sau de către SUA. Totul în contextul în care aici, din păcate, pe partea de jos a Ucrainei, în zona frontului, în zona Melitopolului, Hersonului și Zaporojie, sunt masați, conform datelor oficiale pe care le avem acum de la experți internaționali și chiar de la generali NATO, numai puțin de 500 de mii de soldați ruși. Este oficial cea mai mare armată din al doilea război mondial până în prezent. O armată care ar putea fi covârșitoare pentru Ucraina și, din păcate, pentru multe alte țări europene, dacă Putin și-ar duce planul imperialist până la capăt. În continuare, în platoul live este Dragoș Mateescu, din cadrul Institutului Diplomatic Român. Domnule Mateescu, cum arată această situație din Ucraina? Vedem atacuri furibunde ale rușilor asupra sistemelor critice ucrainene. Chiar ieri, dincolo de aceste atacuri asupra unor centrale termoenergetice, au atacat inclusiv acele depozite de gaz ale ucrainenilor, un gaz important nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Europa. Am fost extrem de optimist până pe curând. Nu cred în primul rând în puterea Rusiei de a-și îndeplini obiectivele, pentru că luptă lamentabil pe alocuri și acestea sunt doar lovituri la distanță. De câte ori au încercat o breșare a frontului, au fost opriți destul de categoric, începând cu primele zile, nu când au încercat să ocupe Kievul și ultima dată acum 2-3 săptămâni. Devin pesimist pentru că văd această trenare a ajutorului occidental. Să nu uităm că Rusia nu luptă cu Occidentul, Rusia luptă cu Ucraina. Și Occidentul participă cu armament, cu muniție de prin anii 80-90. Nu este implicat. Ce ar mai face Rusia atunci când, dacă s-a ridicat dinspre Occident, forțele NATO cu F-16, F-22, F-35, nu mai vorbesc, ar fi probabil copleșiți. Dar iarăși, este vorba despre lovituri de aviație, nu e vorba de înaintarea trupelor. Ori trupele ucrainene, cred că pe mine asta mă alarmează cel mai mult, faptul că nu reușesc să-și refacă contingentele și iată, nu mai au nici muniție. Adică colegul dumneavoastră a arătat foarte bine o situație destul de proastă, pentru că acele rachete, acele
drone au reușit să străbată teritoriul mare al țării ăsteia, Ucraina, fără să fie dobărât. Trupele de 500 de mii, mai pe front, aproape 500 de mii de trupe, mai multe decât la începutul invaziei. Da. Cât de îngrijorător este acest aspect? Sunt de cruz, nu sunt militari profesioniști. Ucrainenii, să nu uităm că au 80 de ani, nu zeci de ani, dar de în 2014 ei sunt practic, își tot ratează efectivele. La un moment dat discutam cu oameni, cu ucraineni din mediul lor diplomatic și spuneau că aveau mare încredere în ostașii lor pentru că erau rulați pe front foarte bine, foarte eficient în tot acel timp, din 2014 până în 2022. Dar iată că au și plecat milioane de ucraineni, nu au emigrat pentru că nu au vrut să meargă să fie înrolați și se împuținează. Oricine merge în Ucraina sau le contactă va auzi femei spunând că nu mai există bărbați în Ucraina sau bărbați spunând că nu mai au camarazi. Mulțumim tare mult, Dragoș Mătăiescu, coordonator în cadrul Institutului Diplomatic Român, pentru prezență și pentru explicațiile atât de bine documentate. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Pentru informațiile pe care le-ați dat până la urmă, pentru a înțelege dimensiunea tragediei din Ucraina, acolo, din păcate, și moralul este unul extrem de scăzut, nu doar cantitatea de muniție, chiar dacă președintele ucrainean se află în acest efort, inclusiv intern, de a ridica puterea. Și moralul trupelor, pentru că se află printre soldați, Zelenski face acest exercițiu de fiecare dată atunci când simte că e nevoie de prezența sa pe front, merge inclusiv să verifice acele tranșee care, cumva sugestiv, poate îi poartă la nivelul opiniei publice numele, adică acea linie de apărare numită, da, Zelenski. Vedem tocmai aceste imagini, până atunci nu uitați, vorbim imediat, după câteva minute de publicitate aici live, despre armata obligatorie sau potențiala armată obligatorie. Vom afișa și mesajele domnilor voastre, tot atunci vă arătăm și marea răzgândeală. Marea răzgândeală din politică. Va fi sau nu Marcel Ciolacu candidatul de la alegerile prezidențiale? Și o altă întrebare importantă la care probabil vor răspunde liderii politici, dacă rămâne în continuare candidat pentru primăria capitalei, Cătălin Cârstoiu. Revenim. We build fortifications wherever they're needed. Frontline areas, regions close to the border. Lines of defense are reliable. Russia must see that we are getting stronger and ready to defend ourselves. Ukraine will only grow stronger in spite of Russian terror. Sumy, Chernihiv, and Kharkiv regions. We can be proud of the fact that in every region of Ukraine, people are trying to do everything necessary for the country, necessary for our defense, for the success of our soldiers on the battlefield. The state will support any business located in the border areas, especially defense-related ones. Businesses from all regions now have an opportunity to take part in strengthening Ukraine, building up our borders, and thus creating new workplaces. Thank you to everyone who is working to make Ukraine stronger. Din nou cu dumneavoastră, doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. O chestiune care a intrigat populația României, a creat extrem de multe semne de întrebare. Colegii noștri au explicat pe Digi24.ro câteva detalii, dar sunt în continuare extrem de multe nelămuriri, Robert. Riscul de război determină multe state din vestul și centrul Europei să se întărească pe partea de apărare. În state precum Germania, însă, se vorbește și de revenirea la stagiul militar obligatoriu și nu este singurul stat. Sigur, sunt statele baltice în prima linie, practica războiului, a unui posibil război cu Federația Rusă. Tocmai de aceea l-am invitat alături de noi pe unul dintre cei mai buni cunoscători ai politicii și a politicii europene în general, nu doar pe plan local. Este vorba de domnul politolog și profesor Cristian Pârvulescu, care îi spunem bună seara și mulțumim tare mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Doamne Pârvulescu, știm foarte bine, ai noștri lideri scârție extrem de mult la capitolul discurs public. Fac așa câte o întorsătură ca precum Carpații, mai exact, de foarte multe ori. Vom vorbi și despre discursul public. Până atunci, chestiunea armatei obligatorii e una extrem de sensibilă la nivel național, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul oamenilor cu mai multă experiență. Cum trebuie privită această dilemă? Atât în Occident cât și în România trebuie privită ca un răspuns discursiv.
nu o acțiune, la războiul din Ucraina și la o posibilă agresiune a Rusiei. Este o încercare de a escalada în această confruntare vocală cu Rusia pentru a demonstra că și Occidentul este pregătit în cazul în care Rusia ar depăși anumite linii roșii. Dar președintele Iohannis și primul ministru au spus în mai multe rânduri că nu este cazul, nu se pune problema. De altfel, trebuie să fim cât se poate de serioși. Armata obligatorie nu rezolvă problema lipsei de forță combatantă a României. Nu o rezolvă peste noapte. E nevoie de militari profesioniști. De altfel, armata presupune din ce în ce mai multe cunoștințe specializate. Nu e chiar atât de simplu și nu se poate trece peste noapte. Nici în Germania, nici în Norvegia și cu atât mai puțin în România. În plus, anul acesta e an electoral. Într-un an electoral niciodată nu se va discuta despre armată, serviciu militar obligatoriu în România. A fost unul din punctele care au atras tinerii în urmă cu 20 de ani la vot, nu neapărat în favoarea celor care au legiferat, dar asta e o altă discuție. Ținând cont de faptul că este un an electoral și că, de exemplu, la nivelul Ministerului Apărării se pregătesc proiecte care mai apoi să ajungă în Parlament și să devină lege. De altfel, chiar șeful armatei vorbea despre necesitatea înnoirii acestei legislații care este veche de ani buni. Credeți că în acest an electoral, văzând Parlamentul care mai degrabă se pregătește pentru o vacanță prelungită prin prisma campaniilor electorale care urmează, va putea trece această lege prin Parlament? României? Nu, niciun caz, asta vă spuneam, nici măcar nu se va discuta. Este destul de greu de crezut că vor reuși să treacă și alte legi. De exemplu, nu avem nicio lege care să prevadă cum putem ataca drone pe timp de pace. Pe timp de război este evident, orice atacă România poate să fie doborât, dar o dronă care se rătăcește, fie că e navală, am văzut că am distrus-o până la urmă, fie că este aeriană, nu avem o legislație. Și apropo, drona navală de la Constanța a fost distrusă fără legislație, deci până la urmă, când există pericol, facem ceea ce trebuie făcut. Nu vor exista anul acesta nici măcar foarte multe dezbateri, pentru că este un subiect, a spus-o și dumneavoastră foarte bine, care creează enorm de multă emoție în rândul tinerilor, dar în rândul întregii populații. Încă lumea nu conștientizează pericolul imens pe care reprezintă agresiunea rusă în Ucraina. Războiul pare chiar și pentru mulți români departe. În realitate, riscurile sunt foarte mari, dar asta nu înseamnă în niciun caz că suntem într-un pericol iminent. Există un pericol. Ați văzut președintele Iohannis referindu-se la declarația domnului Borrell, care este înaltul reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene, spunea, este o declarație realistă și trebuie să ne facă să devenim rezonabili. În contextul ăsta a vorbit și de serviciu militar obligatoriu, de fapt. De faptul că nu se va întâmpla acest lucru. Pentru că vorbim despre români, noi încercăm să transformăm platourile Digi într-o adevărată agora și cu amabilitatea dumneavoastră am vrea să fiți cu noi în continuare în dialog și cu unul dintre cititorii Digi24.ro și telespectatorii Digi24 care ne-a răspuns astăzi la întrebarea noastră. Este vorba despre domnul Ovidiu Grecu, înțeleg corect numele, telespectator Digi24, prezent acum cu noi. Bună seara! Bună seara, mă auziți? Ne auzim foarte bine, domnule Grecu, vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne urmăriți și citiți. Armata obligatorie, da sau nu? O întrebare atât de simplă pe care politicienii nu vă vor întreba, dar o facem noi pentru ei. Sigur, vă mulțumesc. Părerea mea este destul de simplă. Eu merg pe ideea că armata nu ar trebui să fie obligatorie. Și permiteți-mi să vă spun de ce. În primul rând, rata de succes și calitatea armatei ar fi influențată într-un mod negativ. Deoarece, în acest fel, soldații ar fi doar carne de tun. Soldații ar fi doar carne de tun nepotrivită pentru că nu sunt toți la fel. În primul rând, psihologic, unii nu își doresc și nu se pot adapta cu putere și cu tărie în armată, dacă ar fi obligatorie. Așa se va putea ajunge ca unii dintre ei care sunt obligați să meargă, chiar dacă nu vor, în timpul armatei, în timpul luptei și mai ales după ea, vor putea să o ia efectiv razna, să aibă anxietate, panică și așa mai departe, sindromul post-traumatic. Cu toate acestea, nu vreau să pară ca și cum sunt împotriva armatei per total. Eu consider că un avantaj al armatei este că e disciplinară și benefică pentru cei care își doresc asta. Da. Cei care sunt pregătiți și dornici din voința și motivația lor, dar nu din voința și motivația guvernului. Mulțumim! Da.
Mulțumim tare mult, Ovidiu Grecu, pentru intervenție. Cu siguranță rămâne la latitudinea fiecăruia dacă se va înscrie sau nu. O ultimă concluzie, domnule profesor, pe acest subiect. O armată profesionistă, o armată dotată bine, pregătită bine sau o armată de masă, dacă se impune? Nu. Tânărul grec avea perfectă dreptate. Tânăr, pentru că mă bazez pe vocea domniei sale, care părea o voce tânără, iar argumentele au fost, trebuie să recunoașteți, foarte bine puse în discuție. Avem un public extrem de educat și ne bucură acest lucru. Da, evident, o armată profesionistă este o armată capabilă să folosească un armament din ce în ce mai complicat, un armament care necesită experiență. Pe de altă parte, avea dreptate, până și militarii profesioniști americani suferă de sindromul post-război. Dar, minte, oameni care nu sunt în niciun fel pregătiți pentru război, vedeți ce se întâmplă în Ucraina, pe de altă parte, cu dificultățile pe care le au în ceea ce privește mobilizarea, acolo armata fiind obligatorie, mobilizarea tinerilor la război, nu într-un nește nici pe departe entuziasm. Sunt antiruși, dar nici nu-și doresc foarte mult să participe la lupte pentru care nu sunt pregătiți nici psihologic, nici fizic. Mergem mai departe acum și ne uităm și către subiectele politice. Războiul de la noi din țară, un război pentru funcții importante în acest an. Perla coroanei alegerilor din 2024 este de departe cursa pentru Palatul Cotroceni. De altfel, ați văzut, mulți își doresc, cei de puțin spun că își doresc să ocupe fotoliul prezidențial și, din păcate, pentru unii dintre ei, puține au șanse reale. Până la urmă, bătălia mare se dă în turul 2 între două personalități mari. Nu prea am văzut outsider total din competiția asta. Deși nu avem încă candidații anunțați oficial, ne uităm la cei care ar avea intenția să candideze. De altfel, aceștia au fost și măsurați într-un sondaj în exclusivitate oferit de Atlas Intel pentru Digi24, un sondaj de opinie pe care îl vedeți în aceste momente pe ecranele dumneavoastră. Mircea Joan, actualul secretar general adjunct al NATO, este cotat cu prima șansă, 27%. George Simion, liderul AUR, 12,6%. Cătălin Drulă, liderul USR și liderul Alianței Dreapta Unită, 11,3%, Diana Șoșoacă, 10,6%, iar liderii actualei coaliții de guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, Alex, sunt sub 10%. Vedem Marcel Ciolacu, 9,6%, Dacian Cioloș, 6,1%, Nicolae Ciucă, 5% și Kelemen Hunor, 0,7%. Domnule profesor, cu siguranță este o poză de moment. Trebuie să spunem acest lucru. Știm de foarte multe ori schimbările noastre personale se schimbă în funcție, schimbările, părerile deciziile și se schimbă în funcție de vremurile pe care le trăim. Dar cu toate acestea nu pot exista momente de întoarcere absolută a sondajelor. Da, evident, sondajul Digi24 a fost foarte discutat și disputat pentru că sunt date surprinzătoare pentru foarte mulți, dar de asta le luăm, cum ați spus, ca fiind o fotografie de moment, o fotografie care arată că unul din candidați se desprinde, cei sunt undeva, pentru că vorbim și de o marjă de eroare, în zona lui 10, cu extremiștii deasupra, cu partidele antisistem deasupra, de fapt, și cele două partide de sistem sub 10, pentru că și USR este un partid antisistem, nu este un partid anti-european, dar împotriva sistemului este cu evidență. Asta, aveți dreptate, nu înseamnă că așa se va întâmpla, va conta foarte mult ce vom vedea la alegerile europene și locale, vom putea face predicții mai clare atunci și știm foarte bine că pentru independenție e greu la alegerile prezidențiale, mă refer aici la domnul Joana. Acum vom vedea dacă există o corelație între votul politic pentru partide la europene și intenția de vot pentru prezidențiale în două luni de zile. În două luni de zile vom ști profesor, mult mai multe lucruri. Dacă Marcel Ciolacu era cumva pe cai mari și spunea că dacă partidul îmi cere, merg, bineînțeles, într-o formă de sacrificiu, că tot domnia sa este și autorul cerebului citat, pe noi Dumnezeu ne-a ales, promitem să vedem o declarație de la alesul lui Dumnezeu, varianta Buzău. Probabilitatea n-am exclus-o niciodată. Eu nu sunt convins eu cu mine că sunt cel mai bun candidat sau că voi fi candidatul pentru funcția de președinte. Nu e nici prima oară, nici ultima oară când o spun. E posibil să fiu focalizat mult prea mult pe actul de guvernare. Pare cumva că liderul PSD, Marcel Ciolacu, încearcă să își creeze un exit, adică
la nevoie să nu fie candidatul Partidului Social Democrat, deși este liderul partidului până la urmă. Sunt foarte curios, domnule profesor, cum vedeți posibilitatea ca Marcel Ciolacu să fie candidat la prezidențiale și, sigur, dacă îl vedeți pe Mircea Joană în această postură. Nu, pe Mircea Joană îl văd sigur și nu de acum, ci de mai bine de 2 ani, 2 ani și jumătate de când a început cu primul discurs prezidențial. De altfel, primele știri legate de echipa pe care și-o construia pentru campania electorală apăreau pe site-urile de știri în iunie 2022. Deci nu, cineva nu-și face o echipă de campanie dacă nu are intenție să candideze. Și vedem, este într-o campanie cât se poate de clară în ultimele săptămâni, până într-acolo încât este la limita mandatului pe care îl are la NATO. În afară de domnia sa, văd și pe domnul Ciolacu ca fiind un candidat în egală măsură, dar știți, toți candidații, inclusiv George Simion și domnul Drulă în competiția pe care o are în Alianța Dreptei Unite cu, evident, cu Ludovic Orban, așteaptă să vadă rezultatele finale ale alegerilor locale. Domnule și profesor, apropo de locale, iertați-ne că vă întrerup, nu mai avem foarte mult timp, dar suntem foarte curioși să auzim părerea dumneavoastră. O altă răzgândeală Marca Ciolacu în legătură cu domnul Cârstoiu, candidatul comunal coaliției. Sau poate o formulare nefericită. Bine, nu etalează nimeni la discurs public în România, din păcate. Candidatul momentan al coaliției, aceasta a fost sintagma exactă a domnului Ciolacu. E o perioadă de mare răzgândeală, o perioadă de bâlbe, o perioadă de... O să vedem circus în panaie toată campania aceasta? Sigur, și eu m-am oprit asupra acestui momentan. Este momentan candidatul coaliției, spunea domnul Ciolacu, numai că vedeți dumneavoastră, momentan mai sunt mai puțin de 2 luni până la alegeri și momentan nu prea mai este timp să-l schimbe. Trebuie deci să se hotărască foarte clar ce fac. Un candidat de ultim moment a fost Traian Băsescu în 2000. Numai că vedeți dumneavoastră, Traian Băsescu era un candidat cunoscut. Nu văd nici pe niciunul dintre cei doi candidați PSD-PNL care au fost abandonați, venind și recuperând ceea ce n-a reușit domnul Cârstoiu. Ca urmare, nu mă aștept la minuni, dar până la urmă, știți, în politică, întotdeauna se mai pregătește o lovitură. Mulțumim tare mult, Cristian Pârvulescu, politolog și profesor, pentru analiză. Robert, noi momentan rămânem aici, pentru că avem pregătit pentru dumneavoastră un invitat absolut special, un raport în această seară, direct în fața domnilor voastre. Un raport despre Primăria Capitalei, un raport despre orașul în care mulți dintre dumneavoastră locuiți. Primarul general vine să ne spună ce s-au întâmplat în anii în care a fost primar peste capitala României. Care sunt greșelile și păcatele în calitate de primar? Tot el le va explica aici pentru dumneavoastră live. Și mai ales va răspunde, poate, celor care îi se impută de către ceilalți contracandidați. Acuzații dure și vom vedea care este răspunsul lui Nicu Șordan la ele. Revenim în câteva clipe, rămâneți aici. Din nou cu dumneavoastră, domnilor, News Alert pe Digi24, ne uităm cu extrem de multă prudență și atenție către Orientul Mijlociu. Este cod roșu de război acolo, urmărim ce se întâmplă, toate informațiile susțin iminența unui atac iranian asupra Israelului. Și nu este vorba de unul prin intermediari, adică prin proxy ca până acum, ci și de un adevărat atac asupra Israelului sau asupra consulatelor sau ambasadelor Israelului. Asta ar duce conflictul dintre cele două țări la un nou nivel, iar undele de șoc amenință să spulbere orice stabilitate în Orientul Mijlociu, cu efecte negative pentru întreaga lume, inclusiv pentru România. Tocmai de aceea ne uităm și noi către ce se întâmplă acolo, iar coordonatorul Departamentului de Externe din cadrul Digi24 urmărește îndeaproape presa din Orientul Mijlociu și de pe plan internațional, tocmai pentru a ne aduce informațiile de ultim moment. Andrei Negusiu alături de noi, îți mulțumim tare mult, Andrei. Ce ai reușit să afli până în aceste momente? Alexandru, bun găsit din nou. Pentru că tot vorbeai de presă, avem o ultimă informație oferită de publicația Axios, care spune că Iranul a avertizat Statele Unite să stea deoparte în lupta sa cu Israel, ori se va expune unor atacuri asupra trupelor sale din Orientul Mijlociu. Este o informație de ultimă oră. Asta arată de ce trupele americane din toată zona respectivă au fost plasate în stare de alertă. Ne amintim că președintele Biden a spus că Statele Unite rămân neclintite lângă Israel și
și știm că Statele Unite avertizaseră Israelul să nu escaladeze acest conflict printr-un atac direct, iată că, din păcate, avem încă o informație care arată că situația este extrem, extrem de volatilă în acest moment în Orientul Mijlociu. De altfel, ministrul israelian al apărării i-a spus secretarului american al apărării într-o discuție telefonică, citez, Israelul nu va tolera un atac iranian pe teritoriul său. Dacă Iranul efectuează un atac de pe teritoriul său, Israelul va răspunde și va ataca Iranul. Și iată o altă informație sosită acum. Administrația Biden i-a cerut Israelului să notifice Statele Unite înainte de orice atac de represalii împotriva Iranului, pentru ca Statele Unite să se poată pregăti pentru orice fel de scenariu. Sunt informații care, din păcate, nu fac decât să accentueze senzația că ne aflăm în pragul unui război clar, mult mai larg, dincolo de conflictul Israel-Hamas, iar undele de șoc ale unui astfel de conflict direct între Iran și Israel, practic sunt greu de gândit în acest moment, pentru că vor afecta cu siguranță toate țările din Orientul Mijlociu, dar vor trece de această zonă. În același timp, presa israeliană, foarte interesant tonul pe care îl alege, are articole care vorbesc de viitorul lui Netanyahu. Și arată clar că viitorul premierului, viitorul politic, desigur, nu este unul foarte fericit. Mulțumim tare mult, Andrei Neguțiu, coordonatorul Departamentului de Externe, pentru informațiile aduse. Urmărim îndeaproape și vom, cum spunem noi în limbaj tehnic, sparge emisia în orice moment în care, dacă, Doamne ferește, s-ar putea accentua și degenera situația de acolo din Orientul Mijlociu, pentru a vă ține la curent cu ce se întâmplă. Până atunci, spuneam, vorbim despre un război local, extrem de local, dar cu reverberații la nivel național, Robert. Un război politic pentru cea mai importantă primărie din România. Este vorba despre Primăria Capitalei și, în minutele ce urmează, discutăm cu primarul general al Bucureștiului, domnul Nicu Șordan. Bună seara, domnule. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Seara, vă mulțumim tare mult că ați dat curs invitației noastre. Un sondaj, Atlas Intel, în exclusivitate pentru Digi24, vine și pune o nouă paradigmă asupra alegerilor la nivel național și asupra alegerilor la nivel local. Un sondaj care vă avantajează puternic în fața celorlalți candidați. Vedem acolo Nicușor Dan, 37,1% cu 7,1% peste Cristian Popescu Pietone și cu aproape 20% peste Cătălin Cârstoiu. Vă liniștește faptul că sunteți în sondaje pe primul loc sau cel puțin în acest sondaj de opinie? Bun, eu nu vreau să contest știința din spatele acestui sondaj, dar un sondaj tot timpul e o poză de moment în care se întâmplă niște lucruri cu o zi, două înainte, care influențează ce spun oamenii. Sunt sondaje care măsoară cine merge la vot, cine merge sigur la vot, din toată populația, deci toate cifrele astea sunt influențează și evenimentele și cifrele influențează. Ce este cert este că noi avem alegeri într-un singur tur și că principalii doi candidați sunt persoana mea și Cristian Popescu Pietra. Deci aveți, practic, oficial în momentul acesta ne declarați că dumneavoastră luptați pentru Primăria Capitalei cu actualul primar al sectorului 5. Exact. Asta este fără îndoială. Da. De ce subestimați forța celor două partide? Pentru că acesta este argumentul domnului Cârstoiu. Sau vă întreb, subestimați forța celor două partide? Argumentul domnului Cârstoiu este că are în spate două partide extrem de mari, extrem de puternice și cu foarte mulți bani. Este... Bun. Unul este confirmat de mai multe sondaje care au apărut în acest interval și doi, după cum știți, suntem în momentul de față într-o perioadă de strângere de semnături, este faza legală a depunerii candidaturilor. Mai merg și eu la strâns de semnături, voluntarii mei merg, partidele care mă susțin, simpatizanții și membrii acestor partide sunt în stradă și vorbesc direct cu oamenii, cum și eu când ajung vorbesc direct cu oamenii și... Din această interacțiune cu mii de oameni, asta este concluzia la care am ajuns. Că oamenii susțin mai multe Pietone decât pe dumneavoastră? Nu. Că există două mari bazine în București, un public de dreapta care mă susține pe mine și un public în PSD, să-i spunem, cu oameni care de-a lungul timpului au votat cu PSD, care îl susțin pe Cristian Popescu Pietone. Domnul Cârstoiu spunea despre dumneavoastră că sunteți leneși.
este un atac direct la persoana dumneavoastră. Cum îi răspundeți? Nu o să îi răspund. Ați decis că în această campanie electorală să nu răspundeți atacurilor? Așa cum am spus, în această campanie electorală, așa se întâmplă. Da, acum suntem cu 55 de zile înainte, lupta se va duce între mine și Cristian Popescu Piedone. Și credeți că încearcă să câștige capital domnul Cristoiu prin atacuri directe la adresa domnului voastră? Nu, oricine într-o campanie electorală are niște o echipă în spate, care, cum am fost și eu, în 2012, mi s-a spus atacă-l pe Oprescu. Am atacat pe Oprescu, da. Există niște strategii de campanie pe care, consultații pe care ți le spun. Ați ajuns la concluzia după anul 2012, când ați folosit poate sfaturile celor care vă consiliau că mai degrabă o campanie pozitivă poate fi mai bună decât una prin care să vă atacați adversarii? S-a schimbat acest lucru în campania din acest an? Ca să fim foarte onești, eu n-am mai avut cea mai fericită comunicare în anii ăștia. Am avut un prim an în care am plătit datorii și era în detrimentul instituției ca eu să ies să spun, uite, mă ocup de faliment. Da. Așa. După care nici n-am avut persoana cea mai favorabilă, nici eu n-am fost cel mai mare comunicator. Alegerile s-au devansat. Regretați că nu ați fost un comunicator pe măsura așteptărilor publicului? Veneați după desigur, un mare comunicator. Desigur, pentru că oamenii care m-au votat și care, în fine, unii mi-au donat bani, alții mi-au strâns semnături și așa, ei se vor să câștig pentru și pentru ei și atunci eu trebuie să fac asta. De ce donează bani oamenii către Nicuș Ordan? Că aceasta este o întrebare pe care am văzut-o adresată către dumneavoastră, inclusiv de contracandidați. Donează pentru că eu sunt un politician independent, pentru că legea din România spune că, în primul rând, vreau să mulțumesc celor peste 1000 de oameni care au donat în aceste 3 zile. Eu sunt un politician independent. Legea foarte bună a finanțării, faptul că finanțăm partide, spune că finanțăm doar partide și nu independenți. Și atunci, ca să desfășor această campanie, am solicitat ajutor oamenilor. Câți bani ați strâns până acum, domnule Cioran? Înainte de anunțul pe care l-am făcut acum 2 sau 3 zile, am strâns cam 150.000 de euro și după anunțul ăsta au fost peste 1000 de persoane care împreună au donat, nu am suma exactă, dar de ordinul 150.000 de lei, deci cam 30.000 de euro. Și acum aveți cam 180.000 de euro, bani suficienți pentru campanie? Țintez la 450.000. Nu vă susține și alianța? Da? Pentru moment n-am primit, dar sunt deschis dacă e vorba. Ce face mai exact un candidat cu sumele respective? Păi, de exemplu, publicitatea pe care o vedeți pe stradă, da. este un contract pe toată perioada până la începutul campaniei efective, când n-avem voie conform legii să punem decât afișe pe un panou pe care îl pun primările de sector. Publicitatea stradală pe care o vedeți prin oraș a costat 180.000 de euro. Publicitatea pe care o fac... Deci, practic, v-ați epuizat bugetul. Da, bugetul, așa. Publicitatea pe care o fac pe online, până acum, m-a costat cam 1000 de euro la 2 zile. Acum am mărit ritmul și costă cam 1000 de euro pe zi. Dacă aș avea, aș plăti 5000 de euro pe zi, da, ca să duc informația. Și nu ați avut discuții cu liderii ADU în acest sens? Am avut niște discuții, dar nu vreau să le forțez mâna. Da. E strategia lor să își distribuie banii pentru toți candidații. Știm că sunt date confidențiale, dar cine este cel mai mare donator? Persoană fizică, persoană juridică? Toți donatorii sunt persoane fizice. Toți donatorii sunt persoane fizice. Nu vreau să... Din București sau din străinătate? Ei trebuie să fie conform legii cetățeni români. Da. Într-adevăr, am avut în 2016, am avut 2 donatori, persoane fizice din români din Marea Britanie, domnul Rațiu și domnul Iacobescu. Apropo de acest subiect, vă spunea și spunea bine Robert mai devreme, vă atacă contracandidații dumneavoastră cu mesaje nu neapărat despre proiecte, cât destul de, nu știu cum să le spunem, ludice, dacă vreți. De această dată, domnul Piedone a făcut o postare pe rețelele sale sociale în care vorbește despre faptul că cerșiți și vă întinde acolo o monedă dintr-o țară din Africa, cumva nedemnă de emisiunea noastră, drept sprijin. Ce-i răspuneți, domnule Piedone? Este
În primul rând că acest om, dacă noi am fi o societate normală, ar fi undeva la periferia societății și toată lumea râde de el, nici de cum nu s-ar pune problema că el să fie primarul capitalei. De ce? Este un primar care pare cumva... Este un om condamnat penal pentru corupție. Da. Deci asta e definitiv, condamnat penal pentru corupție. Nu vorbesc de colectiv, vorbesc de condamnare penală pentru corupție. Dincolo de asta, faptul că niște oameni nu pot să-ți bați joc de niște oameni care își pun crezul și bani într-o idee. Da? Ei nu mi-au dat bani, oamenii ăștia, 1000 de oameni, nu mi-au dat bani ca să le dau apartamente. Cum și-a luat domnul Cristian Popescu Piedone acum 20 de ani de la prietenii lui de la BSD. Da. Da? Mi-au dat bani pentru că ei cred într-o idee, cred că România trebuie să devină o țară cu adevărat democratică, cred că în România trebuie să respectăm legea, trebuie că în România să funcționeze instituțiile, cred că au probabil copii de care speră că vor să întoarcă România să nu fie scârbiți de nedreptate. Asta este cel mai... Cum vă explicați că în sondajul dumneavoastră Cristian Popescu Piedone vă depășește cu 1% și are 40% din intenția de vot în București? Este vina noastră a tuturor, a clasei politice din care eu fac parte, pentru că această clasă politică a dat foarte multe rateuri, pentru că oamenii văd că instituțiile nu funcționează și în situația în care, și nu se întâmplă numai în România și numai în momentul ăsta, în momentele în care societățile sunt în criză, apar populiștii. Da? Și atunci oamenii... Desigur, da. Desigur. Păi nu are niciun fond european, de exemplu. Da? N-a zis că anvelopează nu știu câte blocuri, a făcut vreo 5. A zis că repară școli, n-a făcut aproape niciun. Vom asista la o asemenea... Dar sunt două întrebări, una cu scuzele și pentru Robert, că are întrebările pregătite. Un primar care duce campania cumva în derizoriu, am văzut... roabe, am văzut tot felul de chestiuni de felul acesta. Și doi la mână, credeți într-o retragere a domnului Cârstoiu sau o susținere inexistentă din partea PSD-ului pentru a câștiga Piedone? Nu știu. În orice caz, este un fapt secundar în această campanie. V-ar avantaja retragerea lui Cătălin Cârstoiu? Nu știu. Sau vă ajută intrarea asta în competiție? Deja s-a produs o polarizare între mine și Cristian Popescu Piedone. În alegerile într-un singur tur, cum din păcate noi suntem, asta e legea în care facem campania asta, în alegerile într-un singur tur, polarizarea asta se accentuează pe măsură ce ne apropiem de ziua votului, pentru că oamenii nu-și permit să-și arunce votul pe un candidat pe care știu că nu o să câștige. Și atunci e un element secundar dacă se retrage sau nu. Vă avantajează un candidat precum domnul Cârstoiu, fără susținere populară? Bun, sunt multe scenarii, multe calcule, dar acum lucrurile, în opinia mea, s-au tranșat. V-ați întâlnit cu domnul Cristoiu la metrou? Am văzut că a lansat și o provocare către dumneavoastră. Circulă cu metrou în ultima perioadă, ține să ne tot arate acest lucru. Cred că și dumneavoastră mergeți cu metrou, nu? Da, merg cu metrou, merg și nu cu tramvaiul și cu autobuzul și de ce nu vă faceți poze, că știți, de fără poze nu pleacă. Da, nu v-ați întâlnit și cu domnia sa? Sau dați curs acele invitații la o dezbatere despre situația metroului din București, dacă trebuie sau nu să vină la primăria capitalei? Da, bun. Acum eu sper că în campania asta pot să reușim să discutăm multe lucruri importante despre București, pentru că ăsta e momentul. Cu cine? Da, cu dumneavoastră, dacă se poate. Sau în fine, ați fi deschis unei dezbateri cu toți contracandidații dumneavoastră? Bine, în funcție de unde, cine moderează și așa, desigur, pentru că e un moment, campania electorală, dincolo de faptul că oamenii aleg cine să fie primar, cine să fie în consiliul local, trebuie să fie și un schimb de idei între politicieni și cetățeni, între politicieni, oamenii să vină cu idei, cu întrebări, politicienii să răspundă sau invers, deci da. Asta e scopul. Da. Despre București. Aș dori să mergem cu discuția. Ne scriu telespectatorii întrebări pentru dumneavoastră, o întrebare care v-a fost adresată, cred că și ultima dată când ați fost la noi în emisiune, în legătură cu semnarea autorizațiilor de construire, demolare a unui imobil fără valoare istorică. Cineva ne semnalează situația sa fiind persoană fizică, așteaptă de 10 luni cererea, care este la primarul general. Da, da, da.
Noi am reușit să coborâm, există întârzieri, da. Legea spune 30 de zile, fost administrația avea o medie de 7 luni, noi am coborât-o la 4 luni. Da, tot e spune de 10 luni acest respectator. Da, 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 media e 4 luni, asta înseamnă că sunt unele care sunt mai simple și se dau în 2 luni și altele care se dau în 7 luni sau în 10 luni. De ce se întâmplă asta? Pentru că noi sunt mai mulți factori. Unul cel mai important este că mare perioadă din acest mandat n-am avut voie să angajăm oameni. În momentul de față noi nu putem să facem concurs la Direcția Urbanistică, cum nu putem să facem nici la autoritatea, la administrația de strângere animală, pentru că există o ordonanță de urgență care interzice angajările la stat. Care, dacă nu mă înșel, au fost mai multe de-a lungul timpului, dacă nu mă înșel, asta ultima pe care o avem acum e din octombrie. Deci noi avem un deficit cam de 30% din direcția urbanistică. Dumneavoastră ați fost acuzat și de fostul edil Gabriela Firea și de actualii contracandidați și de liderii politici, că blocați lucruri în primărie. Blocați lucruri? Blochează Nicușor Dan? Ați baricadat ușile? Ați ferecat ușile? Nu, am dat, dacă vorbim de autorizație, am dat tot, cam tot atâtea, 600-800 pe an. Ciucu vă acuză că ați blocat replantarea unor pomi, ați blocat dezvoltarea unui parc, da. Parcul Linie, dacă nu mă înșală memoria. Da, 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 da. Nu, dacă vorbim de parc, de acel parc al Liniei, a avut tot suportul meu, pentru că a avut nevoie și de expropieri și de schimbare de destinație pe teren și proiectele când au venit, eu l-am înaintat către Consiliul General. Într-adevăr, într-adevăr, ce pot să spun este că ne uităm la ce semnăm. Adică nu e posibil ca, dacă vorbim de urbanism din nou, ca fosta administrație să fi dat cele 6 puzuri de sector care să fie, care dau regula de construire în oraș și care să fie 4 anulate, 2 suspendate în momentul ăsta și în baza acelora să se fi făcut investiții de probabil sute de milioane de euro, de care unele pe spații verzi, unele care densifică exagerat niște străduțe foarte înguste, deci asta nu o să facem. Și atunci când verifici, evident că există un, și când nici nu ai oamenii suficienți și în momentul în care și dezvoltatorii nemulțumiți încep să dea în judecată funcționarii, să-i amenințe și ei, evident că se uită mai atent la ce semnează, în momentul ăla încep să ai întârzieri. Domnule Cușordan, în legătură cu traficul din București, am văzut recent o postare a dumneavoastră pe rețelele sociale în care spuneați în felul următor: modernizăm sistemul de semaforizare din capital, am semnat astăzi contractul de achiziție a studiului de fezabilitate. Da. De ce după 3 ani? Da, vă explic, am spus și în conferința de presă asta, de ieri. Dacă mă scuzați, și cu o paranteză, și observ din calitatea mea de bucureștean care circulă prin capitala României, semafoarele în București se cam opresc. În multe intersecții se strică sau ce nu se întâmplă cu ele? Noastră, există fluctuații mari de curent și atunci când există fluctuații de curent, ele au un mecanism și se opresc și vine mentenanța și le remediază. Dar e un total haos în momentul respectiv. Există și o comunicare, nu știu, cu poliția locală, cu poliția pentru a dirija traficul. De sistemul de semaforizare se ocupă administrația străzilor, care are un numărul unic la care ei pot să fie sunați. Ce îmi reproșez eu este că oamenii nu cunosc acest număr unic. Da? Care este? Faceți-l dumneavoastră cunoscut. Da, da, da. Adică noi nu am reușit să comunicăm oamenilor care este numărul pentru avarii de termoficare, care este numărul pentru gropi în asfalt, care este... Cine e de vină pentru... Asta mi-o reproșez. Da? La un moment dat o să avem un număr unic, adică facem noi această chestiune pentru dumneavoastră, fără să luăm bani pentru campanie, 021-315-1219. Da. Este numărul telefonului de adresa străzilor. Foarte curând o să avem un singur număr din care să se ducă... Ca SNAU, Sistemul Național de... Poate există o coordonare poate mai bună, deci poliția pentru a... Nu, oamenii, adică administrația străzilor află și în momentul ăla iau un contract de mentenanță cu o companie pe care am păstrat, o companie de semafoare, da. Deci managementul traficului. Asta este pe semaforizare inteligentă. Pe semaforizare existentă. Pe așa numită semaforizare inteligentă sau o etapă nouă în procesul de semaforizare, noi vrem să ajungem să avem 500 de intersecții care să fie toate conectate la un server central, care să aibă cameră video, care să vadă fluxurile, care să dea... De ce după 3 ani? Adică revin la întrebarea asta. Păi vă spun de ce. Și de ce, cumva și de ce promisiunea pe care am făcut-o în campanie a fost nerealistă, necunoscând în interior primăria. Am început în 2021 și ne-a luat până în
martie 2022, deci ne-a luat cam 3 sferturi de an, ca să avem situația pe care eu știam, eu credeam că o avem, ca o instituție de asta, ca să vedem cele 500 de intersecții. Bun. Ce există în fiecare. Așa am ajuns. Când vom martie, avea acum, numai puțin, am ajuns în martie 2022, după aceea ne-a mai luat câteva luni până în septembrie 2022 să facem documentația de achiziție, după care am făcut procesul de achiziție care s-a terminat în 2022 și după care au început contestațiile care s-au terminat în final de 2023, după care n-am avut buget până în martie și n-am putut, adică să terminăm. Adică ne spuneți că este o procedură stufoasă și acum, dacă avem, da, studiul de prefezabilitate. Acum avem studiul de fezabilitate, pardon. În sfârșit, da. Când vor fi, nu, gata? Avem contractul pentru studiul de fezabilitate. Și acum acest studiu are 4 etape. Mai întâi o să avem 5 linii, 5 ieșiri principale din București, cum e Iuliu Maniu, da, cum e Grivitei, cum e Colentina și așa. O să avem linie verde pe ei. Mai întâi, timp de 4 luni o să vedem ce trebuie să facem în ele ca să avem linie verde. Și după care o să mai dureze cam un an și jumătate până când o să facem o nouă achiziție pentru noi semafoare pe aceste linii. Cel puțin 2 ani de acum încolo pentru prima semafoare. Fază, da. Și pentru până la ultima fază o să fie cam 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate avem 500 de intersecții toate conectate la server. Cu voia SEAP-ului, cu siguranță. Domnul Nicu Șordan, astăzi... O secundă, Alex. Tot dumneavoastră scriați pe Facebook, domnule Nicu Șordan, 200 de clădiri aflate în zona istorică, în Piața Romană și Piața Universității, sunt evaluate preliminar. De ce după 3 ani de mandat? Bun, aici este vorba de o lege foarte bună, pentru că s-au întâmplat și în administrația centrală, s-au întâmplat și lucruri buni. Până acum... Trecem pe acolo și le vedem zilnic, că stau să cadă pe noi. Da. Adică... Până acum era procesul de consolidare a clădirilor din zona istorică, era cumva... întâmplător. Adică dacă o asociație de proprietari era mai insistentă decât alta, se duceau acolo. Și acum Ministerul Dezvoltării, domnul Ceche, când a fost ministru, a venit cu o idee care s-a transpus mai întâi în lege și după aceea într-o hotărâre de guvern de norme metodologice, care a spus nu mai putem să lucrăm așa, trebuie să procedăm sistematic. Și a spus, în afară de expertizare, proiectare și consolidare, trebuie să mai definim o fază pe care ți-o terminăm cu toți în 2025, toate localitățile care au clădiri cu risc seismic, care înseamnă luăm toate imobilele care au anumită înălțime și o anumită vechime și facem această evaluare preliminară pe ele. În București e vorba de 8.000 de imobile pe care noi deja le-am pus pe o hartă și știm cum să facem. Și, deci noi, practic, iertați-mă, noi acum nu știm câte clădiri riscă să se prăbușească în caz de cutremur? Nu știm. Nu. Și nici în 2025 nu o să știm, însă în 2025 o să avem pentru toate cele 8.000 de clădiri potențial cu risc seismic, o să avem așa numită evaluare preliminară, o metodologie cu un punctaj care spune care sunt cele care au pericolul cel mai mare pentru care să mergem să facem expertiza. Pe scurt, asta se va întâmpla. Ce e important este că deja avem vreo 150 de clădiri pentru care suntem în diferite faze de proiectare, unele și de execuție, și am luat deja 900 de milioane de lei și din PNRR și din fonduri naționale ca să începem pentru ele. Astăzi, un pieton a fost lovit, chiar dacă sună hilar, de o șină de tramvai. Da. În București. Nu, cred că a fost azi, cred că a fost alaltăieri sau ieri. Da. Nici nu cred că are o relevanță de mare. Da. Vedem imagine, ne ajută colegii noștri cu imagini respective. Dezastruoase multe de reșinele tramvai. Da. Un pericol, am văzut personal unele reșine care se desprind pur și simplu și mă întreb care. Da, astăzi a fost momentul respectiv, ne ajută cu șina, ne anunță Dana, colega noastră. Da. Și soluția mea a fost să le schimbăm pe toate. Adică dacă o luăm așa din șină în șină, n-ajunge prea departe și când am venit am zis câți kilometri știam. Mai avem 50 de kilometri, îi facem pe toți. Și din nou a început procedura, am făcut așa numitul DALI, după DALI am făcut documentația de achiziție, după care am făcut achiziția și în momentul de față, pe toți cei 50 de kilometri pe care îi vedeți, care sunt în starea asta, avem, pentru 30 dintre ei avem contractele semnate, pe Barul Văcurescu am început deja, pe celelalte suntem în a patra lună din 6 de proiectare și deci peste 2 luni vor începe execuția și pentru cei 20 de kilometri care nu s-au atribuit în prima fază, avem deja oferte depuse în a doua fază de achiziție și probabil că în 2 luni de acum o să avem contractele. Deci problema tuturor șinelor de tramvai din București se va rezolva în 2 ani și jumătate. Pentru 30 din 50 de kilometri într-un an și pentru restul în 2 ani și jumătate. Și în plus avem
studii de fezabilitate care sunt deja contractate pentru mai multe extinderi, cea deci, mai importantă... în 2 ani vom avea înlocuită toată șina de tramvai din București. Toate șinele de tramvai din București, da. Adică avem un lucru bun pe care l-au făcut politicienii în anii 2000, vorbesc de Lis, Băsescu, Videanu, este ca înlocuit 100 din 150 de kilometri și noi acum înlocuim 50. Știu că vreți să și extindeți linia de tramvai, domnule Nicușor, dar cu amabilitatea dumneavoastră am vrea să trebuie, de fapt, să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să vreau să ne spuneți, după momentul de publicitate, când vom avea și apă caldă. A fost o promisiune care se tot aduce în fața așa de fiecare dată și poate că aflăm cu această ocazie și când vom mai sta în trafic. Pentru că se discută și mulți telespectatori ne întreabă despre trenul metropolitan. Revenim în doar câteva clipe, rămâneți aici. Din nou cu dumneavoastră, domnilor, domnilor, primarul general Nicușor Dan în platoul live. Îi mulțumim încă o dată pentru prezență, domnule Dan. Când vom avea apă caldă în București? O mare întrebare. Acum s-a încălzit, nu ne interesează atât de mult, dar la iarnă sigur o să ne... Iarna asta o să fie și mai bine. Adică noi am... iarna asta am avut cam 99% grad de satisfacție. Când cine un apartament n-avea, 99% aveau. Probabil cel mai bun indicator este că căldura nu mai este primul preferit în problemele bucureștenilor, cum a fost ani de zile. Deci am făcut niște lucruri, care am schimbat... Care este cea mai mare problema bucureștenilor? Traficul, evident, da. Deci am schimbat în 3 ani mai multă conductă decât a schimbat administrațiile PSD în 12 ani. Am făcut centrala provizorie de la Titan, care echilibrează sistemul după ce cele două din în anii 2000 s-au demolat cele două din Titan și din Pipera. Nu e perfect, bineînțeles că mai mult de muncă. Acum avem 15 mari șantiere care sunt deschise. Am mutat fondurile europene pe nou exercițiu financiar, deci mergem în direcția potrivită. Eu cred că anul ăsta o să facem 70 de kilometri. O promisiune de campanie pe care ați avut-o în campania trecută, trenul metropolitan. Ce se întâmplă cu acest tren metropolitan? Bun. Aici parte naivitatea mea, pentru că n-am știut care este, știam că este la CFR, evident. Oportunitatea este că avem un inel de cale ferată, avem niște gări interioare, cum e gara Obor, care nu e folosită, de exemplu. Avem o linie, așa numită linie de Constanța, care trece prin Pipera, deci oportunitatea există. Ce n-am știut eu în momentul ăsta, care este viteza de circulație. Pe zona de sud sunt zone în care, din motive de siguranță, trebuie să circul cu 5 km la oră. Și atunci, evident că nu poate să fie comercial. Ce poate să... la idee? Nu, deloc. Numai vă explic. Ce poate să fie comercial este zona de nord, gara de vest, gara de nord, gara de nord, gara Obor și asta, gara de nord, gara Obor, trece prin Pipera și poate să fie foarte, foarte interesant. Însă, pentru toată această rețea, CFR-ul are un studiu de fezabilitate, care a început acum un an și jumătate, mai durează o jumătate de ani și e posibil ca pe zona de nord care ne interesează, unde se circulă repede acum, să existe niște rectificări de linii și atunci noi trebuie să așteptăm să vedem unde punem stația în funcție de unde pun ei liniile. Domnule primar, pentru zona de nord, un termen aveți posibil? Eu cred că în 3 ani de acum, în funcție și de răspunsul pe care îl dă CFR-ul, putem să circulăm. Către finalul discuției noastre, dacă nu mă înșală memoria și în datele pe care le avem, sunteți unul dintre puținii primari ai României chiriaș. Nu mă refer la primărie, că este oricum cu un termen limitat, sunteți chiriaș. În al doilea mandat, dacă îl câștigați, vă gândiți să vă mutați într-o casă proprie? Sunteți pe aceeași lungime de undă cu soția, care spune că vrea să-și pună o amprentă asupra casei în care... Doamna Dan, nu trebuie să-mi mulțumiți. Așa, haideți să trecem de alegerile astea și să găsim... Adică, poate. Dar de ce stați în chirie? Păi n-am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum probabil că cu un credit potrivit am putea să o facem, dar pentru asta trebuie să căutăm, să ne placă și zona și n-am avut niciodată timpul. Deci veți face un credit ipotecar pentru o casă? Da, sigur, da. Nu ați trebuit să puneți deoparte din banii de la primărie? Nu. Nu, pentru că îi dau pe Facebook și pe panourile pe care le vedeți în oraș. Dar să știți că noi am avut un mare, mare, mare politician în istorie, care se numește Spiru Haret, da, și care a pus bazele învățământului modern și care cu un credit până la sfârșitul vieții și-a făcut o casă. Și mulțumim pe care mafia imobiliară a demolat-o.
în zilele noastre. Mulțumim tare mult, Nicușor Dan, pentru prezență, pentru lămuriri. Cu siguranță ne vom revedea în această campanie. Doamnelor, domnilor, noi spuneam, suntem către sfârșitul emisiunii. Vă mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi și pentru că ați urmărit emisiunea de astăzi. Important de știut pentru domniile voastre este că emisia Digi24 continuă și nu continuă oricum, continuă într-o ediție specială, a ediției speciale, dacă îmi permiteți această frazare, dar o să înțelegeți imediat de ce. Un moderator, o gazdă altfel decât v-ați obișnuit în această seară pentru ediția specială, Cristian Citre este colegul nostru și este prezent alături de noi. Bună seara! Salut, Alex! Te salut, Robert! Ce ai pregătit telespectatorilor Digi24? O să ne uităm în seara asta la efectele concrete pe care spectrul războiului din Ucraina le are, tocmai pregnant asupra țărilor din Europa, inclusiv asupra României. Am văzut foarte multe guverne deja iau măsuri concrete pentru întărirea forțelor armate. Se vorbește în țări care renunțaseră la această idee despre revenirea la serviciul militar obligatoriu. În țări, în unele țări deja acest lucru se întâmplă, despre extinderea serviciului militar, despre încorporarea obligatorie a femeilor. Vorbim de țări europene. La noi, președintele Iohannis a cerut mai mulți oameni în armată, mai mulți recruți. Avem o lege care încă nici măcar n-a intrat în Parlament. Ați abordat și voi subiectul. Virgil Bălăceanu, general al Armatei Române, va fi aici pentru a discuta despre asta. Discutăm și despre sondajele care săptămâna aceasta au fost prezentate aici la Digi24 exclusiv. Sondaje care dau peste cap multe din calculele politice, acum când scena politică deja a intrat în efervescența electorală. Felicitări, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost alături de noi. Cu siguranță te vom urmări în doar câteva clipe, așadar începe ediția specială aici pe Digi24. Gazda va fi Cristi Citre. Întrebări extrem de multe și extrem de bine punctate cu privire la armata obligatorie, cu privire la ce se întâmplă pe plan intern și cu ce se întâmplă pe plan extern, pentru că vor urmări și ei în direct situația din Orientul Mijlociu. Cristi, te urmărim. O situație care este în continuare în desfășurare, vă reamintim, sunt avertismentele pe care le dau chiar Statele Unite ale Americii. Noi, până săptămâna viitoare, când ne revedem aici, în emisiunea live pe Digi24, de la ora 18 vineri, am fost Robert Chiș și Alexandru Rotaru. Iar dumneavoastră, ca de fiecare dată, ați fost live. Nu uitați, cele mai proaspete informații le găsiți pe digi24.ro.